Din anii 1960-70, studioul cinematografic al Armatei Române producea 10-15 filme de scurt metraj pe an, dintre care mai mult de două treimi erau filme didactice, de instrucție. Datorită unor profesioniști pe deplin formați în toate specialitățile cinematografice, se ajunsese atunci foarte aproape de nivelul de vârf al unui parcurs inaugurat în anii 1920, odată cu filmele destinate pregătirii militare a infanteriștilor, a geniștilor și a artileriștilor. Unul dintre ele se distinge însă de toate celelalte prin câteva trăsături artistice și de producție care îl fac memorabil. În anul 1967 s-a pus problema construirii hidrocentralei Porțile de Fier. Această hidrocentrală folosea apele Dunării. Însă trebuia realizat un lac de acumulare care cuprindea și acoperea atât orașul Orșova cât și insula Adakale. Deci aceste două orașe erau distruse cu această ocazie și ca atare armata și-a propus ca pe timpul distrugerii acestor orașe să facă un film care se numește Asaltul. Într-un sfert din viața mea am instruit soldați. Mă uitam la ei după ce vedeau un film de instrucție. Și de multe ori aveam, eu evaluam instrucția. În fiecare zi, în fiecare moment o evaluam. Cu note, de la 1 la 10. Și pe fiecare în parte. După ce vedeau un film de instrucție, calitatea se dubla. Deci ăsta era efectul. Organele de decizie și politică și militară au împușcat practic doi iepuri în același timp și au luat o decizie inteligentă, zic eu, la momentul respectiv, pentru că orașul putea fi și trebuia normal distrus în mod clasic, cu dinamită, cu buldozere, cu... dar i-a dat o valoare de întrebuințare didactică, în scopul școlii militare românești. Pentru că acolo a fost conceput o acțiune de luptă în localități, de cucerirea unei localități, folosindu-se tactica momentului respectiv. Nici o altă împrejurare n-ar fi permis filmarea pe viu a unei lupte în localitate, așa cum s-a realizat cu acest prilej în orașul Orșova și insula Adakale. Și pot fi pregătite să reziste acțiunilor ofensive. Peliculele sunt o amintire, sunt trecute în eternitate, într-o memorie continuă. Dar pelicula este în același timp un material didactic. După ea învățăm. Imaginea pătrunde mult mai ușor în reprezentarea individuală decât orice altceva. Și ferestrele interioare se minează sau se baricadează. În perioada anilor 70, filmele didactice de instrucție care se realizau la studioul cinematografic al armatei aveau ca actori militari armatei române, iar ca loc de filmare, ca scenografie, poligoanele în care se puteau folosi explozibil, armament, tehnică de luptă. Barajele instalate pe scările interioare interzic atacatorului pătrunderea în etajele superioare. Faptul că s-a evit ocazia ca
o anumită zonă a Dunării să fie acoperită de barajul de la Porțile de Fier 2 a constituit pentru armată prilejul de a folosi o localitate ca loc, ca scenografie pentru filmarea unor filme didactice referitoare la desfășurarea luptei în localități. Apărarea, baricada, ofensiva, asaltul. Producând pierderi mari atacatorului, apărătorul a fost nevoit să cedeze clădirile din marginea localității. Vorbim de Orșova, vorbim de fapt de o legendă care de 46 de ani se găsește sub cele 30 de metri de apă ai Dunării. Cu un trecut istoric excepțional, plin de frământări zbuciumate, cu o așezare strategică foarte importantă, fost punct vamal în vremea romanilor, de mare importanță militară și strategică, a fost împreună cu insula Adacale, constituia poarta de intrare spre Occident. Unii îl apreciau drept Gibraltarul Imperiului Roman și al Imperiului Turcesc Otoman. Era un oraș port foarte sistematizat. Sigur, el a fost o perioadă îndelungată sub austrieci, care și-au pus amprenta asupra orașului. Era un oraș comercial foarte dezvoltat, pe care austriecii l-au folosit intens. Vedem în acest film inclusiv ultimele imagini de pe insula Adacale, o valoare geografică și turistică și istorică a României. Deci, din punct de vedere istoric, avem ce vedea. Este un document vis-a-vis de cum arăta vechea Orșova. Cum arăta un oraș sacrificat pentru interesele economice ale României. Din punct de vedere militar, filmul a depășit cadrele genului didactic și este privit astăzi ca un film documentar pentru că armata este folosită într-o concepție militară, doctrinară, specifică epocii respective. Tehnica, tactica sunt ale epocii respective, deci poate fi folosit astăzi ca o filă din istoria armatei române la momentul 1969. În ultima jumătate a nopții care precede atacul, se ocupă baza de plecare la atac în cea mai desăvârșită ordine și liniște. Filmările la asalt au început în luna august. Bineînțeles, pregătirile au început cam cu o lună de zile înainte. S-au adus trupe de la Timișoara, de la Craiova, din mai multe zone apropiate, care a format tabăra principală în marginea orașului Orșova. În general, filmările s-au făcut pe magazinul Universal din oraș, care era o clădire reprezentativă, care n-a fost repartizată de către autoritățile locale din timpul acela. S-a filmat de dimineață până seara, în tempo destul de ridicat. Oamenii au fost foarte bine pregătiți, poate și de ofițerilor cu care erau conduși, conduși de regizorul nostru, colonelul Enescu. Totul a decurs normal, fără niciun fel de incident. Regizorul Tiberiu Enescu, din experiența ca ofițer de geniu și din cea de regizor în studio armată, eu cred că a reușit să coordoneze foarte bine ceea ce însemna efectele pirotehnice pentru a ilustra modul de ducere a luptei atât la asaltul asupra unei localități, cât și la apărarea unei localități. Erau niște petarde puse și în momentul când se ajungea în apropiere, nu chiar aproape de ele, luate dintr-un unghi
mai special, părea foarte aproape, ca și cum ar călca pe explozibil. Și atunci petarda aceea exploda. Mai erau efectele din fața tancului, calupuri de trotil. Se puneau tot așa, în o distanță de 5, 6, 7 metri, tancul fiind blindat, nu prea avea efecte, explozia. Și când se apropia tancul, exploda și avea efectul că explodează chiar sub tanc. Pentru ducerea luptei în interiorul clădirii, trebuie bine stăpânite procedeile de luptă corp la corp. Cu două aparate s-a filmat, din unghiuri diferite, pentru că studioul nu prea era înregistrat în 1968, când s-a făcut filmarea. Pentru asemenea film, sigur că îți trebuiesc multe mijloace, și tehnice, și explozive, și muniție. N-am dus acolo decât trei tancuri, deși aveam nevoie mai de multe. Dar cum este filmul, într-o dată îl face o parte, în altă fază, și ne-au fost suficiente trei tancuri. Am avut însă și artilere, am avut și geniști care s-au ocupat de minările respective pentru film, pentru lucrările de filmări din cetatea care exista acolo foarte veche, folosind în special foarte mult pentru atac subteranele. Lucru care ne-a oferit această cetate veche, cetatea Dacale. Acele catacombe erau realizate cu foarte mult timp în urmă de austro-ungari. De fapt, se zice că între insula Dacale și malul sârbesc și malul românesc existau niște tunele de acces care permiteau accesul trupelor și aprovizionarea acestora în condiții de luptă. Pierzând lupta pe o clădire importantă, apărătorul se retrage prin galeriile subterane ale localității, urmărit îndeaproape de grupele de asalt. Fiecare colț trebuia luminat, fiecare unghi trebuia luminat, adică trebuiau făcute niște efecte de lumină. După fiecare colț de zid, se aruncă grenade de mână, apoi se pătrunde cu repeziciune în interior, executând foc la gura țevii. Oamenii, soldații, intrau în aceste efecte de lumină, s-a costă desfășura lupta. Din informațiile pe care le am, momentul implicării armatei în distrugerea acestui oraș a fost folosit ca și o rampă de experimentare a tehnicii militare, pentru că atunci, cu acest prilej, s-au făcut o serie de măsurători, de evaluări a impactului pe care proiectilele de pe tank și de artilerie le au asupra penetrării unor ziduri, unor din cărămidă, din beton, forța de izbire, rezistența a blindajelor, tancurilor și așa mai departe, pentru că totul a fost realizat în așa fel încât operațiunile militare să se desfășoare cu succes, deci în forță, cu o dinamică uluitoare care dă tot farmecul acestui film. Se realizează culoarele în barajele inamicului cu încărcătura. Experimenta pentru prima dată aruncătoarele alungite. Erau niște tuburi încărcate cu material explozibil și în momentul când trecea tancul sau o grupă de militar mai mare, ele explodau, bineînțeles, ghidate de la distanță. Efecte nemaipomenite au fost și în momentul când tancurile treceau printr-o clădire, spre exemplu. Echipa care a realizat filmul a avut în componență câțiva oameni foarte bine pregătiți și consider că filmele care le-au făcut pot fi și astăzi un exemplu de ceea ce însemna atunci necesitatea realizării unor exemple, unei doctrine unitare de desfășurare a instrucției în armată.
Comandantul detașamentului, folosind macheta terenului pe care este reprezentată localitatea Lunca, organizează cooperarea. Studioul cinematografic s-a bazat pe ceea ce însemna profesionalismul unor operatori. Deci imaginile erau luate de oameni cu școală, cu experiență în buftea. Ostrovski era un operator pentru care filmul era și puțină nebunie, adică era în stare să stea sub tank ca să treacă șenila pe el, să filmeze din unghiul trăgătorului, din țeava tunului, de lângă... din locuri în care nici nu-ți venea să crezi ca să poată obține cele mai spectaculoase imagini. Privesc acum în urmă, dau seama că a fost destul de greu, dar totuși plăcut. Pentru că a ieșit un film bun, un film care a luat premiul întâi la Festivalul Filmului Militar de la Mangalia. Sigur că e destul de spectaculos și mai ales când te simți legat de locurile respective, privești cu multă nostalgie și cu interes felul în care s-a realizat acest film. Puteai să-ți imaginezi mult mai concret realitatea câmpului de luptă într-o localitate. Atât baricada cât și asaltul rămân două repere în ceea ce privește filmul de instrucție și ele pot fi fără nicio problemă prezentate și astăzi, mai ales și în privința cunoașterii a ceea ce a fost armata română și cum se pregătea ea în anii 70. Parte din artileria care execută trageri din poziții acoperite participă la cucerirea clădirilor pregătite pentru apărare prin trageri directe. Napoleon zicea că o gazetă face cât 1000 de baionete. Iar un contemporan de-al nostru spune că o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Chiar dacă aceste lucruri sunt relative, noi trăim în imagine. Trăim și în cuvânt, dar este o altă dimensiune. De aceea filmul în armată este, ca să spun așa, un însoțitor permanent al oamenilor militari în toate ipostazele lor. Este ceea ce rămâne după ce îi trec. Până astăzi, în anul sărbătoririi centenarului cinematografiei militare române, studioul cinematografic al armatei a realizat 1150 de filme. Toate stau mărturie devenirii armatei române.